Salutare! Uh, continuăm uh, episodul, cred că este al treilea din seria nouă. Uh, continuăm uh, discuția despre scule, da? Că ieri am, uh, ieri, mă rog, când am postat, mai știu, uh, am discutat despre surse, despre stația de aer cald, despre ciocanele de lipit uh, și cred că cam atâta în general, și despre multimetru, da? Uh, acum. Uh, în categoria de multimetre, eu vă recomand, dacă vreți ceva de la desta handheld, să căutați și pe OLX, eu vă recomand cele Fluke. Da? Sunt foarte bune, foarte precise și foarte rapide. Asta e doar ca o paranteză la ceea ce am discutat data trecută și m-am uitat și prin, prin comentarii. Bun, acum continuăm cu Uh, două chestii, uh, camera termo și uh, microscopul. O să încep cu camera termo, eu folosesc acest Infirei P2 Pro. Uh, asta o găsiți în două variante, una pentru iOS și alta pentru Android. Da? Eu am luat-o cea de Android, uh, că era cu USB-C și uh, o pot conecta la calculator. La calculator folosesc un software de la TopDon. TopDon este tot un producător de camere termice, dar nu sunt făcute neapărat pentru reparații, ci sunt mai degrabă pentru vânătoare și alte, alte fel de aplicații, dar infireiul acesta, care este foarte mic, vedeți, are același senzor ca și Topdonul, deci Aplicația lor de pe calculator funcționează, fiindcă vreau să filmez uh, pentru YouTube, uh, de-aia am ales uh, versiunea asta. Acum cei drept, el are USB-C, dar și uh, iPhone-ul ăsta, 15 Pro Max, are USB-C. Dacă bag camera în el, nu o vede, pentru că trebuie un adaptor uh, Lightning la USB-C. Uh, se poate lua, am înțeles că ar merge. Uh, nu știu, n-am încercat, eu încă o folosesc pe, uh, pe calculator. Uh, ce e important la ea este că atunci când o luați vine camera în mod normal, da? care este cu o lentilă clasică și mai are separat acest macro lens, care ne ajută foarte mult mai ales la plăcile de telefoane. Mărește foarte mult zona și se vede foarte bine. Eu sunt foarte mulțumit de ea. deși acum am văzut Adrian Deac prezenta în cadrul Academiei GSM România un produs de la GSM Net, o cameră. Căutați Academia GSM România, un canal pe Facebook și găsiți filmulețul ăla de prezentare. Cred că l-am văzut pe Facebook sau pe YouTube, nu mai știu dar părea foarte ok, e vândută de GSMNet, nu știu dacă e foarte scumpă, sincer nu m-am uitat, dar avea și o opțiune de prindere sub microscop, ceea ce mi se pare foarte util, fiindcă eu asta trebuie să o țin în mână și cu o mână să o mișc în jurul plăcii e un pic complicat, că dacă trebuie să injectăm ceva și nu lipim, dacă folosesc probe, e mai complicat de manevrat însă. Uh, am impresia că are o calitate foarte, foarte bună asta, eu sunt foarte mulțumit de ea. Și acum continuăm cu uh, microscopul. Da? Uh, mi se pare un must-have să ai un microscop dacă faci reparații de-astea electronice pe plăci, mai ales dacă faci pe telefoane. Sincer, nu văd cum ai putea să te descurci fără microscop. Uh, E adevărat, pe laptop poate că când aveam 20 de ani uh, și vederea mea nu era impert cum e acum, uh, poate că m-aș fi descurcat cu un laptop. Deși și la ăla, dacă trebuie să lipești un chip din ăla cu 5 milioane de picioare, cred că e foarte greu să le vezi cu ochiul liber. Uh, și la microscope ai două opțiuni. Digital sau uh, optic. Uh, acum eu nu sunt adeptul celor digitale. Uh, sunt mulți oameni care le folosesc, sunt într-adevăr de foarte bună calitate. Dacă v-ați uitat la laptop fix, uh, el folosește, Lucian uh, folosește în video lui un microscop digital cu care vedeți, și placa e o vedere de sus, se vede destul de bine, apropie bine, dar problema lor este că te uiți la o imagine 2D pe un ecran. Da? Când te uiți într-un microscop optic, folosești ambii ochi. Și când folosești ambii ochi, înseamnă că poți aproxima distanțele și vezi, ai un in-depth view. Deci dacă vă cumpărați un microscop optic, prima dată când o să vă uitați în el la o placă, mai ales la o placă de telefon, o să ziceți, wow! Deci eu țin minte că am rămas impresionat. Uh, care este diferența, cât de enormă este între un microscop optic și unul digital. Uh, acum eu am... să aduc aici aproape. Eu am acest microscop uh, optic, uh, nu este un microscop scump, l-am luat de pe Banggood, a fost... Uh, nu mai știu, sincer, cât a fost, vreo 300 de euro, ceva de genul. Uh, vedeți că are o, are o masă așa pe care, nu, no, ăsta e mai bun pentru telefoane. Dacă lucrez la un laptop, pe standul ăsta mi-e destul de greu, mai ales dacă placa este mare, uh, se lovește de, uh, de uh, țeava asta pe care stă el, practic. Dar asta nu e o problemă pentru că gă, găsiți modelul ăsta și cu un boom arm din acela care se prinde de birou efectiv și îl puteți mișca de-a lungul biroului. Da. Uh, microscopele astea optice sunt și ele de mai multe feluri. Uh, acesta este un trinocular. Aia înseamnă că avem doi oculari pentru ochi și unul pentru camera video da, cu care filmez și care înregistrez pe OBS. Uh, mai există un fel care nu are deloc uh, acesta, este binocular pur și simplu te uiți în el și aia este, asta e tot microscopul, este ok nu e nicio problemă uh, și mai este un fel uh, deci atenție mare când cumpărați, mai este unul care nu este trinocular deși are cameră, dar ca să folosești camera, va trebui să îți astupe unul din ochi deci practic vei vedea cu un ochi și celălalt va fi negru pentru că prin celălalt va funcționa camera. Uh, nu știu cum se numește la bifocal? Habar n-am. Uh, doar trebuie să aveți atenție să fie musai trinocular și să nu aibă uh, maneta aceea de comutată uh, între uh, între cameră și ochi, da? Bun. Uh, microscopul e simplu, uh, nu știu, nici nu mai știu, e 45X, 70X, 90X, nu mai știu cât este. Găsiți pe lshop.eu de exemplu, mergeți la microscope și găsiți tipurile astea de microscope undeva la 2000 de lei. Cam așa sunt în Europa. Când cumpărați microscopul, vine fără cameră da? și fără chestia asta care nu știu acum exact cum se numește, dar un numește. și ea. Asta trebuie cumpărată separat dacă vreți să filmați. El are pur și simplu aici doar orificiu în care punem tubul acesta și camera se prinde de el. Ce mai trebuie la un microscop este un ring light. Da? Deci asta este ring light-ul. Acum am văzut că unii folosesc, cum folosește Sorin, niște lumini care vin dintr-o parte și alta. Eu, din motive de spațiu, nu le folosesc mi-e mai comod acest ring light uh, și astea le găsesc cu mai puține led cu mai multe led mai puternice, mai puțin puternice uh, uh, am văzut uh, Paul Daniels, de exemplu, fabrică el niște ring light-uri pe care le puteți cumpăra super ok uh, dar ce e denotat de notat și foarte important la un microscop este când îl cumpărați, el vine microscopul pur și simplu fără această lentilă de jos care se numește da? Nu mai un pic că o desfac și vă explic imediat de ce este important să o cumpărați. Este, nu este scumpă, cred că e vreo 20 de euro sau ceva de genul în Europa. Așa arată lentila asta Berlow. Dacă nu aveți, spațiul de lucru de spațiu asta, este mai mic puțin. Dacă luați o lentilă Berlow, depinde de cât o luați, poate fi de 1x, atunci nu se modifică spațiul de lucru. Dacă e de 0,5x, se lărgește spațiul de lucru, dar uh, nu mai aveți așa mare magnificare. 0,7, 0,48 și așa mai departe. Eu folosesc una de 0,7, e un compromis bun, uh, îmi, ia, îmi lasă suficient spațiu de lucru, dar de ce este important, mega important, nu numai pentru spațiu, ci când lucrați sub microscop, uh, tot fumul de la sacăți, chiar dacă aveți film extractor, fumul ăla de la flux, totul intră în microscop și lentilele alea nu o să le mai curățați veci, o să aruncați microscopul. Asta oferă o protecție, de aceea găsi și un 1X, care pur și simplu e o sticlă, nu are nicio calitate optică în afară de faptul că vă păstrează lentilele curate în microscop. Asta din când în când eu o scot, o curăț cu alcool aici, fiindcă rămâne mega pătată, da? și acum se vede că e. ar trebui curățată, o pun înapoi și știu că microscopul meu este protejat. Deci, niciodată nu folosiți un microscop din asta optic, fără lentilă Barlow, dacă faceți lipituri sub el, pentru că tot acel flux și fum și așa va depune reziduri pe optica microscopului și îl veți arunca, vă garantez nu mai curățați veci, ever, never. Deci pentru cei 20 de euro, cât costă lentila sau ceva de genul, uh, nu merită să, să vă riscați. Bun. Cam uh, asta este microscopul. Camere puteți lua. Asta mai de 51 de megapixel, dar puteți găsi ce vă trebuie vă, Găsiți și 4K, găsiți toate avioanele din lume. Uh, cam atâta. Uh, am de împărtășit de pe, despre microscop, uh, pot să vă și arăt. Hai să ne uităm un pic la niște prețuri. Bun, dacă tot suntem aici că au trecut, văd că numai 10 minute. Punem microscopul deoparte. Mai un pic să-mi iau eu tastatura, să-mi o pun la loc, că mi-e ușor așa să nu mă timp până la laptop. Și hai să ne uităm un pic, uh, să pornim o înregistrare uh, cu uh, uh, niște prețuri și de unde le putem cumpăra, da? Uh, pornim aici recording-ul, sper că se vede. Bun, asta este magazinul meu preferat, lshop.eu, este super ok, aici o să vedeți că la partea de soldering găsiți soldering stations și a, aveți o grămadă, e sortat după preț, uite, de la 16 euro pornește a, și ajungeți până la avioane de JBC-uri la, la mii de euro, efectiv. Da? Dar au foarte multe firme, a, și ieftine și scumpe, uitau și Aten, au și brandul lor, Finirsi. A, cred că de aici am luat totuși stația mea. Ia să vedem noi. Da, uite de aici, am luat A fost 147 de ore. Am zis în video precedent că am luat -o din China. Da, m-am înșelat. Da? Deci, asta, am luat-o, este foarte foarte ok. Hai să vedem ce mai avem aici: uh, film extractors, și după aia de desoldering, și uh, paste, și tot felul de, de uh, uh, consumabile pentru asta. După aia avem la test and measure, avem osciloscoape, iarăși. Uh, de la cel mai mic la cel mai mare preț. Uite, încep de la 27 de euro. Din nou, firma asta e din Olanda. Dacă aveți firmă plătitoare de TVA, comandați de la ei cu încredere, puneți cuiul vostru plătitor de TVA, o să vi le dea fără TVA. Da, până la avioane mega scumpe, ajungem aici, cred, ia să vedem, care este cel mai scump osciloscop, dacă pot să ajung la capătul lumii. Da, am ajuns deja la 62.000 de euro și lista continuă 70.000 de euro de la Siglent, un osciloscop. Bun, nu cred că este cazul de uh, chestii de genul ăsta. Uh, ce ne mai interesează? Power Supplies, v-am spus. Uh, și asta sunt, după preț ordonate, uite, încep de la 37 de euro și găsiți o grămadă de opțiuni ieftine, da? Eu v-am recomandat ieri acel uh, uh, ovon. Hai să vedem să filtrăm după ovon. Astea sunt surse în comutație de aia sunt mai ieftine. Asta este alternativa la sursa mea, dar în comutație este 114 euro. Da? Și asta e sursa mea, uh, este 136 de euro. Uh, bun. Uh, Vreau de fapt să ne uităm la uh, multimetre. Nu, inițial am vrut să ne uităm la microscope, dar nu ne uităm imediat uh, și la microscope multimetre. Găsiți aici din nou o variație mare. Eu v-am recomandat acest OVON. XDM 1041, 78 de euro. Văd că s-a ieftinit. Eu l-am luat cu 90, deci este și mai ieftin acum. Uh, din nou o grămadă de opțiuni avem aici. Și să vedem noi, are aici, sunt microscopele, da. Deci avem microscope digitale și microscope stereoscopice. Bun, hai să trecem de asta digitale și să vedem. Da? Primul stereomicroscop, vedeți că aveți doar două oculare. Uh, la asta nu se poate pune lentilă, lentilă, Barlow și este și de 20X care este cred că destul de slăbuț asta am văzut că e un brand destul de folosit de mulți youtuberi acest Ando, Andon Star <laughs> nu știu să citesc bun și de aici încep uh, microscopele stereo, ăsta este un model care uh, seamănă cu a meu doar că ăsta nu are camera uh, camera video, ăsta are aparent și o intrare de uh, camera video, simul focal și asta este cu uh, acel double arm, vedeți, care nu vă încurcă uh, dacă faceți laptopuri sau chestii cu plăci de bază mari ăsta vă ajută mai mult fiindcă îl puteți trage în afară și uh, la fel și tipul ăsta de, de arm de boomstand și asta uh, puteți trage afară și mai ușor de lu lucrat cu ele. Uh, na, oferte variate. ia să vedem asta cât era cel mai ieftin. asta 500 de euro ar fi. Da sau versiunea cu boomarm asta SMT4, uh, 4TP. Da, este ca al meu, doar că boomarmul asta este mai bun. Uh, va ocupa un pic de loc pe birou. Uh, e 463 de euro. Dacă ne uităm la GSM.net bun, hai să vedem ce microscoape, iau asta de la Forward, da, este 2141 prețul tot acolo, Asta este o mizerie pe lângă cel de la, de la L Shop. Uh, bun, hai să vedem camera, camera, termo, cum se numește, termică. Bun, nu o găsim așa. Nu știu unde aș putea o căuta la ei. Lampă UV, cameră de microscop. Sunt multe. Ah, au și asta multe chestii. Nu știu unde să găsesc eu camera aia, camera microscop. Dumnezeu știe, căutați aici. Ce v-am mai recomandat eu, dacă intrăm pe OLX, da? Și căutăm, hai să căutăm multimetru, fluc. Bun, și am găsit multimetru Fluke, asta e un multimetru destul de bunicel, 87V, e mai low entry, e 1000 de lei, e un pic cam scumpuț, așa, părerea mea. Uh, Fluke 179 este un instrument bun, dar, iarăși, e un pic cam scumpuț, 175 din nou este un instrument bun, oare din asta am avut eu? Cred că din asta am avut, este teribil de precis și foarte, foarte rapid, mai ales în diet mode readings, e, e grozav. Ce mai avem aici? 1200, dar sunt sigur că găsim și mai ieftine. Eu, de exemplu, am vândut cu 800 de lei, cred că trebuie urmărite urmărite opțiunile astea ce le găsim pe OLX. Cam atâta de la mine pentru voi despre camera termică, microscop și de pe unde să le cumpărați. Mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare. Dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și revin. Nu știu ce o să facem episodul viitor, dar mă gândesc. Salutare!